Frăsinei, luna octombrie, ziua 11-a. Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi. Sfântul Apostol Filip era deloc din Cezarea Palestinei și căsătorindu-se a dobândit 4 fiice prorocițe. Fiind ales diacon de către Sfinții Apostoli, a fost hirotonit împreună cu Sfântul Întuiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan și slujea creștinilor cu toată osârdia, îngrijindu-se de săraci și de văduve. Iar după uciderea Sfântului Ștefan, pornindu-se prigoana împotriva bisericii din Ierusalim și toți risipindu-se prin țara Iudeii și a Samariei, afară de cei 12 apostoli, Sfântul Apostol Filip a mers în Samaria, unde propovăduia pe Hristos, și tot poporul cu un suflet lua aminte la cuvintele lui, pentru că întărea propovăduirea lui cu multe minuni, tămăduind toate bolile și zgonind duhurile cele rele, care, strigând cu glas mare, ieșeau din oameni. Și era bucurie mare în acea cetate pentru Filip, căci prin a lui venire se tămăduiau nu numai de suferințele trupești, ci și de cele sufletești toți cei ce primeau propovăduirea lui și credeau în adevăratul Mesia. Și era acolo un oarecare Simon, vrăjitor însemnat și vestit, de care se mira toată Samaria pentru lucrurile sale vrăjitorești și toți îl cinsteau pe el ca pe un mare om. Acesta, văzând minunile cele mari care se făceau acolo, minunile ale lui Dumnezeu care se săvârșeau prin rugăciunile lui Filip și auzind buna lui vestire pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru numele lui Iisus Hristos, a crezut și s-a botezat împreună cu ceilalți. Odată i s-a arătat lui Filip îngerul Domnului care i-a poruncit să meargă spre miază zi pe calea ce coboară din Ierusalim la Gaza. Și mergând Filip acolo, a aflat pe un bărbat arab, famenul Candachiei, împărăteasa arabilor, care, venind pentru închinăciune la Ierusalim, se întorcea la Gaza pe care o stăpânea și, șezând în căruță, citea cărțile prorocești. Pe acest famen l-a învățat apostolul Filip credința în Domnul nostru Iisus Hristos și l-a botezat, iar după Sfântul Botez a fost răpit de îngeri și dus la Azot, și acolo, umblând prin cetăți, propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, Filip a venit iarăși în Cezarea, unde își avea casa și a viețuit întrânsa împreună cu cele 4 fiice ale sale, care erau fecioare și prorocițe. Apoi iarăși s-a întors la Ierusalim, unde Sfinții Apostoli l-au hirotonit episcop și l-au trimis în Tralia Asiei să propovăduiască. Acolo pe mulți s-a întors la Hristos și a botezat și, făcând minuni mari, la adânci bătrâneți s-a dus la Domnul. Tot în această zi, cuviosul Teofan Mărturisitorul, făcătorul de canoane. Cuviosul Teofan s-a născut din părinți drept credincioși care viețuiau în Palestina și se întreceau în iubirea pentru străini. Cuviosul Teofan îl avea frate pe Teodor, care mai pe urmă a fost însemnat în pătimirea pentru Sfintele Icoane. Deci, prin sârguința părinților, Teofan, împreună cu fratele său Teodor, s-au deprins la toată înțelepciunea cărților și au devenit iscusiți filozofi. Cunoscând nestatornicia și deșertăciunea acestei lumi, au lăsat toate și au mers în lavra Sfântului Sava și au intrat în viața monahicească în care petreceau un post, în rugăciuni și în toate faptele bune. Teodor s-a învrednicit de rânduiala preoțească pentru bunătatea vieții lui. Apoi s-a pornit în acea vreme nelegiuita luptă împotriva icoanelor, care a tulburat toată biserica lui Dumnezeu, vreme în care mulți erau prigoniți și schinguiți pentru cinstirea sfintelor icoane. Atunci, acești preanțelepți învățători și apărători ai drepte credințe au fost trimiși de Patriarhul Ierusalimului la împăratul Leon ca niște mielușei înaintea unui lup, ca să-l mustre pentru păgânătatea lui, iar ei, ducându-se, au stat înaintea celui potrivnic lui Dumnezeu și cu îndrăzneală l-au mustrat pentru păgânătatea lui. Pentru acest lucru au pătimit mult și nu numai de la împăratul acela, ci și de la alți împărați care i-au urmat, adică de la Mihail și de la Teofil, răbdând tot felul de chinuri, bătăi și temniță, foame și sete, răni, surghiuniri și numeroase suferințe. Pentru că peste 20 de ani au fost prigoniți și munciți de luptătorii de icoane, începând cu anul 817 până în anul 842 după Hristos. În acele suferințe, Sfântul Teofil s-a sfârșit. Deci facem pomenirea lui în ziua 27 a lunii decembrie, iar Teofan a ajuns împăciuirea bisericii, pentru că Mihail, fiul lui Teofil, luând sceptrul împărăției grecești,
împreună cu Maica sa Teodora, au adus sfintele icoane în Biserica lui Dumnezeu și, închinându-se la ele, au întors pe toți sfinții din Surghiun și i-au cinstit foarte mult. Atunci Sfântul Teofan s-a întors și a fost așezat mitropolit al Bisericii din Nicea, fiind hirotonit de Patriarhul Metodie, care a surpat teresul luptătorilor de icoane. Sfântul Teofan a alcătuit un canon pentru cinstirea sfintelor icoane, lăsând alte multe canoane și cântări folositoare Bisericii lui Hristos. A trecut din viața de aici către Domnul și după multe și dureroase osteneli și se sălășluiește în cerească odihnă. Tot în această zi, minunea ce s-a făcut de icoana Domnului nostru Iisus Hristos, în cetatea Veritului Beirutului, locuia un creștin într-o casă aproape de școala evrească și avea o icoană pe care era zugrăvit chipul Domnului nostru Iisus Hristos, iar după o vreme a vândut casa aceea și a cumpărat alta, luându-și toate lucrurile sale afară numai de icoana Domnului, care a rămas acolo, și aceasta s-a făcut după rânduiala lui Dumnezeu. Iar în acea casă unde era icoana Domnului s-a sălășluit un evreu și, aducându-și lucrurile sale, locuia acolo, dar n-a văzut că icoana Domnului era în casă. Apoi, după câteva vreme, a chemat la ospăț pe alt evreu, prieten al său, și ospătându-se amândoi, evreul cel venit în vizită a privit spre peretele casei și a văzut icoana Domnului, apoi a zis celui ce-l chemase, cum tu, fiind evreu, ții în casă această icoană? Iar evreul care locuia acolo a început a se jura și a se blestema, zicând că până acum n-a văzut-o. Plecând acel evreu, a clevetit la slujitorilor, spunând că prietenul său are în casă icoana lui Iisus Nazarineanul. Și toți s-au umplut de unie, dar au tăcut atunci pentru că se făcuse seară. Iar a doua zi s-a adunat mult popor evreiesc, arhierei și bătrâni, și au mers la casa unde era icoana Domnului. Și intrând înăuntru, au găsit icoana pe care au scos-o afară și au pus-o în mijlocul lor, zicând, precum părinții noștri au bajocurit pe Iisus, așa și noi să facem cu această icoană. Și au început a scuipa icoana și a lovit chipul lui Hristos de o parte și de alta. După aceea au zis, am auzit că părinții noștri pe lemn l-au răstignit pe Iisus, deci să facem și noi la fel cu această icoană. Și luând piroane, le-au bătut în chipul lui, în mâinile și picioarele lui și punând în trestie un burete de oțet, l-au lipit de cura Domnului. După aceasta au adus o suliță și au poruncit unuia ca să împungă coasta Domnului. Și cum a lovit acela cu sulița în icoană, îndată a început a curge sânge și apă. Și frică mare a cuprins pe toți evreii care au văzut acea preamărită minune și au umplut un vas din sângele și apa care au curs. Apoi au făcut sfat zicând, să aducem tot felul de bolnavi și îndrăciți și să-i stropim cu sângele acesta și de se vor vindeca toți, vom crede și noi în cel răstignit, pentru că ne-a cuprins frica de minunea aceasta. Au adus mai întâi un olog din naștere și cum l-au stropit cu sângele cel curs din icoana lui Iisus Hristos, îndată a sărit ologul acela și s-a făcut cu totul sănătos. După aceasta au adus niște orbi și stropindu-i cu sânge, aceștia îndată au văzut. Apoi au adus o mulțime de îndrăciți care s-au vindecat tot prin stropirea cu acel sânge. Despre aceasta s-a dus vestea în toată cetatea și toți au alergat să vadă minunea, aducând pe bolnavii lor, pe cei slăbănoci și uscați, pe cei care se târau și toți luau tămăduire de bolile lor. Atunci tot poporul evreiesc care era acolo a crezut în Domnul nostru Iisus Hristos și căzând înaintea icoanei lui a strigat cu lacrimi zicând, mărire ție, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, că faci minuni ca acestea. Mărire ție, Hristoase, că și noi, deși părinții noștri te-au răstignit, credem în tine, deci primește-ne pe noi care credem în tine, Stăpâne. Și toți evreii din cetatea aceea, bărbați, femei și copii, venind la episcop, l-au rugat cu tot din adinsul să-i lumineze cu sfântul botez și au arătat episcopului icoana Domnului, precum și sângele și apa care au curs din ea, spunând toate bajocurile care au fost făcute acelei sfinte icoane. Iar episcopul, văzându-i că s-au pocăit cu adevărat, i-a primit cu bucurie și, învățându-i sfânta credință, i-a botezat pe toți cu femei și copii, iar școala lor a făcut o biserică Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci a fost mare bucurie în cetatea aceea, nu numai pentru neputincioșii care au fost tămăduiți,
ci și pentru necredincioșii evrei care s-au botezat, căci au primit Sfânta Credință pentru minunea care s-a făcut de icoană. Pentru aceasta, toți cu credință și cu dragoste, să facem închinăciune Sfintelor icoane, într-o cinstirea și mărirea chipului ipostasului lui Dumnezeu, care s-a aflat în chipul omenesc al Domnului nostru Iisus Hristos, căruia împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Sfântul Duh îi se cuvine de la toți închinăciune în vecii vecilor. Amin. Tot în această zi, Sfintele Mucenițe Zenaida și Filonida, acestea au fost din Tarsul Ciliciei rudeniile Sfântului Apostol Pavel, lăsându-și patria și averile lor și lepădându-se de cele lumești, prefăcându-se că umblă cu meșteșugul doctoricesc, iar după adevăr, plinind lucru apostolesc, au mers la cetatea Dimitriadei și și-au petrecut viața lor într-o peșteră, tămăduind cu ajutorul puterii lui Hristos, cel care îl propovăduiau, toate bolile oamenilor care veneau la ele, încât pe mulți i-au adus la Sfânta Credință. Și pornindu-se cu mânie necurați închinători de idoli, au năvălit noaptea la ele și le-au ucis cu pietre și astfel au adormit cu fericitul somn. Tot în această zi, Sfinții 367 părinți de la Sinodul al VII-lea, Sfântul și a toată lumea al VII-lea Sinod s-a ținut la Niceea a doua oară în zilele împăratului Constantin și al Irinei Maicii sale, în ale lui Adrian, Papa Romei și Tarasie al Constantinopolului, Politian al Alexandriei, Teodoret al Antiohiei și Ilie al Ierusalimului. Erau Sfinții Părinți ce se adunaseră acolo 367, care s-au strâns împotriva luptătorilor icoanelor și au anatematizat cu scrisoare tot teresul și pe căpetenile lui, apoi pe toți luptătorii împotriva icoanelor, poruncind și întărind cu scrisoare cum că cel ce nu va cinsti Sfintele Icoane este străin de dreapta credință. Au dogmatisit că cinstea icoanei se ridică la chipul cel din tâi și cum că cel ce cinstește icoana cinstește pe însuși cel ce este înfățișat în aceasta, și așa, rânduind și întărind dreapta credință, s-a dus fiecare la scaunul său. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.